Se pare că în urma acestui task nu doar Cristian este dezamăgit de reacțiile lui, ci și mama acestuia, doamna Daniela, e dezamăgit și de el, dar pare că mai mult de Antonia. Și am văzut că la un moment dat Cristian a încercat să le reapropie, să-și dea o îmbrățișare, dar doamna Daniela i-a îmbrățișat pe amândoi după mai multe insistențe. Cristian a spus că să se îmbrățișeze cele două și doamna Daniela a refuzat așa politicos, iar în live spunea că a identificat problema din cuplul lor și că la ei e un fel de luptă de putere că fiecare vrea să demonstreze, să facă el. Și spunea Antonia că e posibil ca acest lucru să fie din cauză că în afara casei amândoi s-au focusat pe ei, pe propriile forțe și își luau propriile decizii, fără să aibă sprijinul cuiva. Pe de altă parte, doamnei Daniela cred că îi pare bine că a venit la această emisiune împreună cu Cristian, mai mult pentru el zicea că această emisiune este așa ca un drum inițiatic și speră să aibă ceva de învățat, să plece cu niște lecții de acolo. În ceea ce privește relația dintre Antonia și doamna Daniela, pare că scârție ușor.